Bună ziua, dragilor! Sunt dr. Petrache, medic diabetolog. Vă invit să vă abonați la canalul meu și să deveniți membri ai canalului pentru a primi răspuns rapid la întrebări suplimentare, dar și premii din partea noastră. Premiem membrii noi și vechi în luna februarie și luna martie prin tragere la sorți cu o geantă termoizolantă pentru transportul medicației antidiabetice injectabile. Aveți mai multe detalii pe comunitate. Astăzi abordez subiectul prediabetului. Să înțelegem întâi ce este prediabetul. Prediabetul este o afecțiune serioasă ce se manifestă prin creșterea nivelului glicemiei peste normal, însă nu suficient de mult pentru diagnosticul de diabet zaharat. Prediabetul vă crește riscul de apariție a diabetului zaharat tip 2, a bolilor cardiovasculare, dar și a atacului vascular cerebral. Ce produce diabetul? Insulina este un hormon produs de pancreas. Ea acționează ca o cheie ce deschide ușa glucozei către interiorul celulei. Celula utilizează glucoza pentru energie. Dacă aveți prediabet, celulele organismului nu răspund normal la insulină. Din această cauză, pancreasul produce mai multă și mai multă insulină în încercarea de a face celulele să răspundă la acțiunea acesteia. În cele din urmă, pancreasul nu va mai putea face față și glicemia va crește. Creșterea glicemică duce întâi la prediabet, apoi la diabet zaharat tip 2. Puteți suferi de prediabet an la rând, fără să aveți simptome clare. Așadar, de foarte multe ori, prediabetul nu este diagnosticat până când nu apar probleme de sănătate mai grave, precum diabetul zaharat tip 2. Este bine să vă testați periodic glicemia dacă prezentați factori de risc pentru diabet. Printre factorii de risc menționez suprapondere sau obezitate, rude de gradul 1 cu diabet zaharat tip 2, activitate fizică scăzută, diabet gestațional în antecedente, dacă sunteți de sex feminin, bineînțeles, dar și sindromul ovarelor polichistice. Pentru a afla dacă aveți diabet, testați-vă glicemia și hemoglobina glicozilată, apoi mergeți la un medic diabetolog pentru interpretare. Cum puteți preveni însă trecerea de la prediabet la diabet? Scăderea în greutate, dacă sunteți supraponderal sau obezi, dar și creșterea activității fizice, vă poate scădea riscul de a dezvolta diabet zaharat tip 2. De cele mai multe ori, o pierdere de circa 5 sau chiar 7% din greutate este suficientă. Activitatea fizică regulată înseamnă cel puțin 150 de minute pe săptămână de mers rapid pe jos sau o activitate similară, pe scurt, circa 30 de minute pe zi, 5 zile pe săptămână. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să dați like videoclipului. Vă aștept la consultație în clinica virtuală. Până data viitoare, aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.